Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată, ne întâlnim pentru a treia oară în această săptămână. Aseară am stat de vorbă aici, am avut două ceasuri și jumătate de emoție maximă, pentru că era și firesc ca pe 16 decembrie să readucem aminte tuturor românilor și celor care au trăit acele vremuri în 89 și celor care s-au născut după aceea, că da, la 16 decembrie de fiecare dată în mintea, în sufletul, în inima românilor ar trebui să se nască un sentiment, nu știu, de mândrie, un sentiment de măreție, un sentiment care ar trebui să ne însoțească în general pe parcursul întregului an. Sentimentul e acela că aparții unui popor pentru care merită, dacă e cazul, din răstimp în răstimp, să te și jertfești. Am comemorat aseară, iubiți prieteni, ceea ce s-a întâmplat în 89 pe străzile din România. În această seară, pentru că suntem aici și pentru că ceea ce se întâmplă în România după 89 încoace, li se datorează în mare parte celor care s-au jertfit atunci. În această seară prăznuim, să zicem, împreună cu dumneavoastră cei de acasă, cu dumneavoastră cei din străinătate, poate mai cu seamă, pentru că e evident, sunteți mai emoționați atunci când vine vorba de acasă, de tradițiile românești, de folclorul românesc, de colindatul românesc. În această seară serbăm așa sau pregustăm ceea ce înseamnă sărbătorile sfinte ale Crăciunului. Facem acest lucru, evident, împreună cu oameni dragi, cu oameni care, în continuare, la fel ca cei din 89, sigur la alt nivel, fac o jertfă. Fac jertfa de a se deplasa de acolo, dintr-un nord de țară, de unde se pune harta în cui, să vină la Cluj, în cazul de față, ca să ne arate ce înseamnă tradiția românească, ceea ce înseamnă să... Primiți colinda! Despre asta e vorba, fraților. Cum să nu primim colinda? Primim colinda, fraților, vine chiar din Vălen, din județul Maramureș. O să discutăm cu oamenii ăștia în această seară și cu Ovidiu Purdea, invitatul nostru. O să fie o seară magică, o seară pe care, cu siguranță, o vom repeta undeva înspre Crăciun. Haideți să-i dăm drumul! Și umbla-n jos ca să-L nască pe Hristos. La mulți ani, mulți ani cu bine, umbla-n jos și umbla-n sus, umbla-n jos și umbla-n sus ca să-L nască pe Iisus. La mulți ani, mulți ani cu bine, mai târziu găsi apoi, mai
târziu găsi apoi ustaul mândru de oi. La mulți ani, mulți ani cu bine. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc din suflet că ați venit în această seară la noi. Mulțumesc doamnei profesor Ileana Tăut pentru că ne-a făcut din nou această bucurie. Să rămână, mulțumesc. I-ați convins greu pe copilașii ăștia să vină cu dumneavoastră sau sunteți un profesor de la un dascăl care strigă apelul și se prezintă toți grămadă? Bună seara și bine v-am regăsit. Mulțumesc mult că m-ați reinvitat în studioul dumneavoastră. Dați-mi voie să-mi salut toți copiii de la Școala Călinești. Vreau să vă spun că a fost, nici nu pot să vă, puteți să vă imaginați, toți copiii și-ar fi dorit să vină la dumneavoastră în studio să vă colinde. Nu știam ce să fac. Da. Până la urmă am găsit un microbus pentru că așa a fost, cum a fost. Am găsit un microbus și i-am adunat pe acești copilași dragi. Ia dați-mi mie să mai aflu și eu câte ceva de la copilașii ăștia dragi și scump, pentru că oameni buni, noi aici nu prea avem condiții să gătim sau se întâmplă un alt fenomen. Eu în viața mea de câte ori m-am întâlnit cu maramureșeni, că erau invitații mei, fie la biserică, la muzeu etnografic sau în studio, bă, n-au încredere că le poți da ceva de mâncare tu, știi? Nu știu, așa zi ei, mândri, zginga și zic, lasă-mă că venim noi de acasă. Am pățit și astă vară treaba asta. Cum să spun? Am spus, domnule, eu fac agapa aia după slujbă, e totul pregătit. Și mă sună părintele din Dragomireș, cred că, da, cu icoana făcătoare de minuni de acolo și zice, auzi, noi vinim, zice, cu dietăte pregătite, cu sarmalele, cu toate cele, zice, și nu vinim numai pentru noi cu mâncare, că vinim pentru toată lumea care a fi la biserică. Și au fost, cred că, vreo 200 și ceva de oameni care s-au înfructat din ceea ce au adus oamenii de acolo. Cred că sunt testare ginga și așa, nu vă încredeți în ce ar putea să gătească alții în afară decât maramureșeni. Dinu, eu cred că e ospitalitatea maramureșeană pentru că ne dați ori nu ne dați. Ei se pregătesc pentru ambele variante. Da. E ca și ăla, pun două pare, unul gol și unul cu apă pe noptiere, că poate mi sete, poate nu mi sete. N-ai văzut Moroșan să plece lume și să nu-și puie cu el și de merinde. Ia uitați-vă aici, uitați-vă fain frumos. Geniți, da, geniți, da, și la anul vom colinda. Da? Deci nu veniți numai ca să primiți, veniți să ne vestiți în primul rând ceva. Dați un cadru așa mai strâns să vă arăt ce bine mi-ar sta și mi-ați mai așa, mai negricios un pic așa, dar uitați ce blondă frumoasă reușită. Ia spune întâi de toate cum te cheamă și ce ai intrat stă. Că... Pe mine mă cheamă Alexandra și am să... Și zestrea ta în... Piroște înseamnă. Ce ai? În straiță ce ai? Piroște? Da. Faci mișto de mine. Satul din care vin eu, așa suntem ciufuliți, de la Piroște. Așa că o iau personal de data asta. Îți mărturisesc că, dincolo de felul în care arăți că ești o frumoasă și jumătate, tot timpul m-a ispitit traista asta, că am văzut că atârnă greu și m-am gândit cu siguranță deții ceva foarte valoros aici. O traistă cu sarmale. O traistă cu o oală cu sarmale, o oală de lut, da? Da. Dar tu știi să gătești? Ai făcut o sarma în viața ta? Da. Ai făcut ce? Sarmale. Ai făcut sarmale? Știi să faci sarmale? Da. Câți ani ai? 13. 13 ani. La 13 ani știi să facă sarmale? Moroșenicele noastre? Spregătite din... Pe vremuri de la 14 ani se și măritau, da? N-am vrut să zic că iară dăm idei. Dăm idei și justificăm alte... 20 de ani nu mai găsești. Ia să vedem. Ia vino tu, Ioana, puțin mai aproape de mine, așa ca să te vadă toată lumea. Ioana, tu câți ani ai? 12 ani. Acum fac conversație cu tine, știi, să nu sar direct la traistă, ca să aflu ce ai acolo. Și ce ai pus tu în desaga asta cu care ai venit? Prăjitură cu măr. Prăjitură cu măr? Aceasta e o rețetă specifică, tradițională, în Maramureș? Da. Eu cred că e de la franceze asta, e mai... Da, da? Tradițional de la noi din sat. Tu știi să gătești ceva? Știi să... Da. Ce știi să faci?
Sarmale, prăjitură cu măr. Tu cu mâinile tale așa ai făcut sarmăluță și prăjitură? Da. Vai de mine și de mine. Ovidiu, tu ce știi să faci, Ovidiu? Păi nu, uite-te, eu știu să dialoghez cu Adrian aici lângă mine și am zis, Adrian, sper să nu mă surprinzi la tine, într-aist acolo să ai ceva horincă de la Maramureș. Încă nu e voie, dar mi-a spus când va fi student la Cluj, prima dată mă caută. Da. Am înțeles, bun. Hai să mai vedem niște domnițe aici, că văd că fetele au pus în desagă, băieți au venit cu alte meșteșuguri, cred că ei se pricep să facă scări, greble, fără dinți. Greblele, am constatat. Mi-a zis Adrian, zice, nu-i voie în Maramureș să meargă feciorii cu sarmalele, ar fi culmea. Am înțeles. Cum te cheamă pe tine? Pe mine mă cheamă Emanuela. Emanuela. Da. Și câți ani ai, Emanuela? Eu 13. 13 ani și ce ai pus în traist repede? Pot să trag cu ochiul puțin? Da. Ce ai acolo? Eu am adus aici pâine de casă. Pâine de casă? Da. Ca Esop, știi? Da. A ales sacul cu pâine, că ăsta pe drum așa trece și pe urmă se deșartă. Dar cine a făcut pâinea asta? Eu. Ajutată de mamă. Tu ai făcut pâinea? Să zicem. Să zicem că da. Hai, uite, negociem până la urmă. Bun, pâinea e nelipsită. Merge și cu sărmăluțele, cu prăjitura. O putem asorta? Da. Nu prea. Nu. Mâncați pâine cu prăjitură? Nu pâine. Pâine cu prăjitură. Nu, încercam să văd la ce o... Da. Bun. Dumneata, cum te numești? Trifoina Rica Maraiza. Haide tu mai încoace, te rog frumos. Sau uite, Adrian, crezi că poți să meargă direct să pun acolo? Eu vreau să și eu am dovezi. Adică, pe povești, nu stăm așa și povestim, da? Fetelor, ia așa una câte una, la măsuța aia, vă rog să deșertați voi fain frumos ce a spus acolo. Hai, Norica, puțin mai aproape așa de mine, ca să... nu deodată toate, că intrăm în cadru și să vedem și pe Norica. Norica, câți ani ai? 14. Mă, Norica, tu te vopsești, mă. Știu. Asta e bine că știi, că înseamnă că nu te vopsesc alții, că te vopsești tu, da. Ce ai în traistă? Păi eu am ciroște cu cureți murat. Ciroște, dar pe eu văd și ceva cârnați acolo. Cu costițe și cu cârnați. Cu costițe și cârnați. Da. Făcute de mămica ta, de tine, de cine? Și de mine și de ea. Și de tine și de ea, da? Da. Dar cu școala cum te împaci? Bine. Ce zice profa de istorie când te vede că te vopsești așa pe păr? O mai ceartă. Îi rea de gură așa, profa? Nu. Nu-i rea de... Mie poți să-mi spui că oricum rămâne între noi, da? Deci da. Nu dăm din casă. Bun, mulțumesc, Norica. O să te rog și pe tine să treci acolo să-ți deșerți gentuța. Așa. Da. Vino, te rog frumos, lângă mine. Ia uitați-vă la ea. Ia spune, cum te cheamă? Mălina. Mălina. Ăsta e un nume tradițional din Maramureș. Nu prea așa. Dar floarea aia sau... Mă rog, pomul ăla, cum l-o fi chemând, că nu vine în cap acum, e destul de tradițional. Da. Și că am florit la noi mălinul și că ai albit mămuc, ai albit. Da, și e unul dintre florile frumoase, dau un miros, parcă răzbate în tot Maramureșul. Da, așa este. Tu câți ani ai? 12. Ești în ce clasă? A 6-a. Profesoară de istorie, cine ți-i? Doamna. Uită-te la mine, nu la... Doamna Ileana. Cauzi pe cineva? Doamna Ileana. Îi de treabă? Ce vă învață despre istoria asta poporului român? Au fost oameni vrednici sau vai de capul nostru? Vrednici. Vrednici? Da. Vrednici, tu cu ce ne-ai învrednicit în trăistuța ta? Cred că ai pus deja acolo, da? Ce ne-ai pus? Pancove. Ai pancove, uite, ca la mama acasă, pancovele. Bun, oameni buni, avem ce mânca, avem ce povesti cu siguranță, vă doresc și dumneavoastră celor de acasă să vă înfructați, dacă pot să spun așa, de ceea ce înseamnă duhul sărbătorilor de iarnă, duhul Crăciunului, a sărbătorilor trăite într-un spațiu magic, cel al Maramureșului istoric, acolo în comuna Călinești, satul Văleni, da? O splendoare de sat. N-aveți nisoare încă? N-aveți nisoare acolo. Să dea Dumnezeu și nisoare fraților acolo. Eu am fost anul trecut în anul ăsta, la începutul anului, prin ianuarie, acolo era nins tot, era ca în povești. Și poveștile alea în care, cum să spun eu, ai posibilitatea, dacă ești român, dacă ești turist, dacă îți permiți să pleci de acasă, să plonjezi într-un spațiu de poveste realmente și nu numai să citești în cărți la gura sobei cam cum ar putea să fie fain și de dorit să petreci sărbători. În Maramureșul istoric, oameni buni,
e sărbătoare tot timpul, pentru că atunci când îți păstrezi ceea ce ți-au predat părinții tăi, înseamnă a rămâne într-un spațiu, într-un timp și într-o relație, mă rog, cât se poate de magică, cât se poate de fascinantă. Aia înseamnă să ai bucuria a strămoșilor tăi, bucuria prezentului și să te strădui, să te gândești, să te strădui, să ții în viață ceea ce ai primit și să-l predai mai departe acestor copilași. Bun, o să vă rog pe toți copilașii să vă adunați undeva aici pe scaune și voi fiecare dintre voi să ședeți cu noi, pentru că vă rog să luați... Uite și acolo vă puteți duce parte dintre voi, da? În partea aia dincolo de masă, la bucate acolo, da? Bun, Ovidiu, o să te rog să dai microfonul ăsta mai departe, doamnelor, în... Facem șezătoare, fraților, în această seară, o șezătoare cu maramureșeni și clujeni. Dar, Dinu, îmi dau seama că nu prea sunt vrednic eu aici unde stau, pentru că uite-te ce căciul, cușme, cum se cheamă ceea ce aveți voi pe cap? Cușme. Cușme. Pentru că, în mod normal, ar trebui să am și eu cușmă, nu? Voi mergeți așa cu cușma la școală sau aveți altfel de șapcă? Nu. Deci asta este doar la costumul popular. Da. Mi-ați dat și mie o lecție, adică trebuie să învăț și eu pe la Cluj, dacă vreau să fiu un om vrednic, să am și eu cușmă. Și cușmele scumpe. Maria, la microfon, da. Te rog, ia dă-i, doamna profesor. Acum sunt foarte scumpe. Dar cât îți de scumpe cușmele astea? Ce înseamnă că scumpe? Păi, cât poate să costă? La 1200. 1200 de lei, 12 milioane vechi? Sigur. O șapcă, o cușmă? Da. Păi de ce e atât de scumpă, doamne? Pentru că nu mai avem moi și trebuie să cumpărăm. Îți vechi. Îți vechi, sigur. Da, credeam că-s Gucci, credeam că-s cine știe ce. Trebuie să fie, știți noastră așa, să fie ondulate, să fie... onduleurile la microfon, mai aproape, da. Deci să fie onduleurile frumoase, una ca și cealaltă. Uitați-vă cum îi are băiatul Ciocotiș, băiatul cel mai înalt. Ce are? Cușmaia. Ciocotiș? Da, da. Adică e altă, deci, croială, e altă... numele copilul este Ciocotiș. A. Deci, astea sunt cele mai scumpe, care au onduleurile mai micuță și așa să fie parcă simetrice. Și apoi astea de pe ce oi erau? Din ce? Oi din... La noi, Maramureș, noi nu avem. Nu avem oi. Deci n-aveți oile astea acolo. Deci nu. Am înțeles. Și atunci le cumpărați, nu știu, păi, cumpărați cușma gata făcută sau le faceți voi acolo? Mai de aveți... mult erau oameni care prelucrau, care făceau, deci erau meșteșugari care făceau cușme, dar acum s-au cam terminat. Păi vezi... Iată ce subiect absolut întâmplător adus în discuție. Da. Să înțeleg că greu atunci și costumul popular îl mai puteți păstra sau confecționa? E foarte greu. Vreau să vă spun că e foarte greu ca să-l mai păstrăm și să-l confecționăm. Deci, de exemplu, la un băiat din ăsta, să spun așa, cioareci, să ajung la vreo 4-5 milioane, deci 4-5 mii, 400-500. Deci, da. 5 milioane, să așa, spunem, 5 da? Milioane, ne referim bani vechi. O cămașă din asta la vreo 1000 de euro. Vă dați seama că toată e prelucrată. 1000 de euro? Da. Deci pânză... Păi, fraților, dar voi în ce țară trăiți acolo? La femei mai scumpă. La femei ajunge chiar la 2000 de euro o cămașă. Bă, pe cuvântul meu, nici la... Deci vă dați seama că toată e muncă, acolo e milioane. La Brioni te duci și cumperi așa cămășile la... No, după aia pieptarul la fel, 1000 de euro. Tot așa vreo 4-5 milioane. Deci cam așa, un cojoc. Păi câți bani ai pe tine, prietene? Vorbește, Adelin. Păi dați-i microfonul. Nu știu. Nu știi, păi și... evaluează șapca la cușma la 1000 de lei, să zicem, marotundă. Cioareci la 500, pieptarul la 500, îți 2000 de lei, cămașa la 1000 de euro... Ia câte 1500 de euro. Cine are 4-5 copii în casă, la fiecare le face costum? Nu-și prea permit. Nu-și permit. Nu-și prea permit. Deci dar bun, ușor. Dar întotdeauna au fost așa de scumpe, doamna profesor, lucrurile astea? Adică eu acum stau și mă gândesc, Ovidiu, tu ți imaginezi ce boieri erau străboșii noștri? Bă, mâncau eco, da? Acum fug toți ăștia, șmecherii după eco, știi? Numai, băia, cu bani își permit eco. Mâncau eco, gândeau eco...
se îmbrăcau eco, pentru că era totul absolut natural și îl produceau singuri. Și bă, la ce bani? Adică mâncarea și eco e scumpă. Și costa eco. Da, și exact. Vreau să vă spun că sunt la noi oameni longevivi, deci avem unul, de exemplu, 105 ani are. Un bătrân și se menține super 105 la... ani. 105 ani se menține super la Cornești. Da, am avut o bucurie acum astă deci, iarnă probabil, la doamna Ileana acolo în sat. M-am oprit în fața unei case, că tot îi spuneam doamna Ileana să-mi caute și mie o casă de aia mărămureșană, să-mi cumpăr și o casă. Și ne-am plimbat o leacă în sat și din drum o provoc pe o tanti care stătea pe prispa casei și zic, tanti, aveți o casă absolut senzațională. Apoi ce așa-i fătul meu, zice, o fă cea mai faină casă din sat, zice, că m-am măritat. Da. Apoi când v-ați măritat? Am 65 de ani. Avea femeia vreo 80 și nu știu câți de ani și îmi spunea de pe prispă, zice, da, eu tare bine vă cunosc pe dumneavoastră. Zic, dar cum să mă cunoașteți, tanti? Zic, că-s prima oară aici, n-am mai călcat în viață. Ba, după voce, zice, Maria lui Bălin. Așa a fost. Maria cui? Maria lui Bălin, bătrâna. Maria lui Bălin. Din jos de Grigoraș, acolo locuiește. Cum să spun eu, atâta limpezime, atâta claritate, da. Adică, bă, ureche muzicală. Are 80 și ceva de ani. De 10 ori, nu știu, m-o fi văzut la televizor, doamna, că altfel n-a vedea. 80 și ceva de ani are, vă dați seama, și lucidă. Și perfect. Ne uitam unul la altul așa, de la 20 de metri. Și atâta limpezime, n-ai cum să fie altfel decât un om foarte clar, un om foarte... O rămas așa mărmurită când v-a văzut, zice, nu mi-a venit, zice, domnul că zice, nu mi-a venit să cred că domnul acela e la noi în sat. Eu acum îmi dau seama că întoarcerea noastră la tradiții, cea pentru care pledam noi în atâta emisiune, e foarte costisitoare. Da. E foarte costisitoare și toată vrednicia pentru părinții dumneavoastră, pentru părinții copiilor, care, iată, i-au îmbrăcat atât de frumos. Da, e o luptă pentru părinți ca să-și mențină tradiția, să știți. E foarte greu. Dar e o luptă și o mândrie fantastică, o mândrie. Cred că, nu? Adică ăla e blazonul, se vede clar, dacă îți permiți, faci lucrul ăsta, dacă nu, o nu. O fată, dacă e îmbrăcată moroșenești, așa, în stilul nostru tradițional, parcă e mai scumpă cu un grițari. Știți, am văzut că fetele cu traista în spate, cu așa, am zis, bă, precis s-au venit cu dota după ele, știi? Cu zestrea. Sămărită, vorba la Ovidiu, mâine, poi mâine, că doar odinioară bunicii, străbunicii, așa, pe la deci, 14-15 ani se cam măritau. Așa a fost. Așa a fost. Și acum, până la 20 de ani, să zic așa, de la 20 de ani, deja ai fata bătrână. Fiul meu e student la Cluj și el îmi povestește din întâlnirile cu prietenii, pe unde mai merg, prin clubul, pe la serile maramureșene, să știi că în Cluj, Dinu, rar când găsești o moroșancă săracă. Toate care vin la școală în Cluj sunt de alături. Cu situație. Găzdaie. Da. Găzdace. Ovidiu, te rog să te pregătești, unde îl punem pe Ovidiu, aici, da? Da. În fața mesei cu bucate. Dinu, ca să preau legătura cu subiectul de aseară, aș vrea să le spun copiilor, pentru că ei n-au trăit și fericit să fie că n-au trăit acele momente dramatice, din urmă cu 25 de ani la Revoluția din 1989. Eu eram locotenent la Oradea atunci, dar după 2 ani de zile, într-o documentare la Ineu, am găsit o scrisoare tulburătoare. Un soldat care urma să aibă nunta a venit într-o permisie și l-a fost împușcat. Avea o scrisoare în care îi mărturisea fetei că o să facă nuntă în vara următoare. N-a mai ajuns să facă, iar inspirat de acel moment, eu am scris o poezie Colin pentru Maria. Doamne, dă-mi în soare multă pe pământ, cu fulgi mari și cu frânturi de stele, cu flori d'albe în fie ce cuvânt, să le duc la geam, dar iubitei mele, fă să fie noaptea cer de felinare, să se audă mult glas de zurgălăi, ia să îngenuncheze lângă lumânare și să văd că ninge peste ochii mei. Pentru noaptea nunții să-mi fie aleasă când trăsuri porni vor înspre cununie, să-mi desfaceți casca, să o văd mireasă, te-am iubit, Maria, cât o veșnicie. Și să nu mă uiți, am să mă întorc într-un alt decembrie cu nisori astrale, când colindătorii îți cântă cu noroc și soldații ning chipul palmei tale. Astă seară colindătorii au cântat de noroc. Au trecut 25 de ani, iar de 16 decembrie până în 22 este săptămâna recunoștinței. Noi, generația care am trăit acele momente, cu timpul, nu o să mai existăm. Dar voi să vă aduceți aminte, măcar din mărturisirile, din poveștile noastre, despre jertfele din
acel decembrie însângerat. Iar eu am să vă colind acum, să vă răspund pentru frumoasa colindă cu care ați intrat voi. Te rog, Ovidiu. Pe drumul cu stânjenii florile d'albe, mărboierii cu boii florile d'albe, dar înaintea boilor florile d'albe, șege florea florilor florile d'albe. Șede o fată ficioriță, florile d'albe, cu-n framă de credință, florile d'albe. Strângă luna cătă soare, florile d'albe, să margă fata mai tare, florile d'albe. Că vine Dunărea mare, florile d'albe, că vine Dunărea mare, florile d'albe. Lasă vie și mămâie, florile d'albe, n-o vreo mai ca să mă ție, florile d'albe. Lasă vie să mă niece, florile d'albe, n-o vreo mai ca să mă îmbrăce, florile d'albe, florile d'albe, florile d'albe. La poiana de sub munte, domne, dai domnului, domne, joc-un junie, murguș bine, domne, dai domnului, domne. Danul joacă cum să joacă, domne, dai domnului, domne, către sare după soare, domne, dai domnului, domne. După soare când răsare, domne, dai domnului, domne, când răsare în prânzul mare, domne, dai domnului, domne. Și să suce după lună, domne, dai domnului, domne, și să suce după lună, domne, dai domnului, domne. După lună când îi plină, domne, dai domnului, domne, după lună când îi plină, domne, dai domnului, domne. După lună când îi plină, domne, dai domnului, domne, când îi plină după cină, domne, dai domnului, domne. Și să suce în curcubeu, domne, dai domnului, domne, cum îi drag lui Dumnezeu, domne, dai domnului, domne. Zice dalba-n părăteasă către dalbu de împărat, la poiana de sub munte joac-un junie murguș bine, dar nu-l joacă cum să joacă, că-l tresare după soare, după soare când răsare, când răsare în prânzul mare, și să suce după lună, după lună când îi plină, când îi plină după cină, și să suce în curcubeu cum îi drag lui Dumnezeu. Lasă dalbă-n părăteasă, domne, dai domnului, domne, ca vini la noi acasă, domne, dai domnului, domne. Ca vini și la juca, domne, dai domnului, domne, inima ne-o bucura, domne, dai domnului, domne, domne, dai domnului, domne. Sus în munte la gutâi, sus în munte la gutâi,
iumbră dus din cel din tâi, iumbră dus din cel din tâi, zin meșter de la izvoară, zin meșter de la izvoară, cu săcuria să-l doboară, cu săcuria să-l doboară. Mul să rogă brăduțul, mul să rogă brăduțul, să nu-i ciunche vârvuțul, să nu-i ciunche vârvuțul. Bată-r cât el s-a ruga, bată-r cât el s-a ruga, vârvu tătilor ciunta, vârvu tătilor ciunta, lor pune domnii-n păhară, lor pune domnii-n păhară, în această sfântă sară, în această sfântă sară. Asta-i sara sărilor, asta-i sara sărilor, bucuria pruncilor, bucuria pruncilor. Ne-am întors și mulțumim lui Adrian Pop pentru colindul pe care l-a oferit în acest moment. Îi mulțumesc foarte mult. Din păcate, cu tristețe, mă gândesc la domnii ăia de odinioară, unde avem un microfon aici, dați-l la mai încoace, doamnă profesor, și aveți unul lângă dumneavoastră acolo, lângă furcă. Uite, microfonul și furca. Ce întâlnire fantastică, nu? Între, aproape ca și între sacru și profan, știi? Vârvuțul ăla de brad, care zicea Adrian acolo că lor tăia până la urmă și lor pune domnii într-un pahar în seara de Crăciun. Din păcate, domnii ăștia l-au tăiat cu munte cu tot. L-au tăiat cu munte cu tot în vremurile noastre. Asta, într-adevăr, e de pe vremuri. E clar că e veche colinda. Asta, cu siguranță, e după 90. Și ce este frumos și ce este în același timp chiar spectaculos este faptul că ei învață acele colinde tradiționale care sunt colindele laice, văzut? Dialogul omului cu natura. Da. La mine a fost dialogul omului cu oaia, cu turma, cu salcia, împărăteasa, colinda de dejune, de gazdă. Iar aici este... Aia e relația firească, Ovidiu, până la urmă, cea a dialogului între om și creație. Da. Creația lui Dumnezeu, pentru că știi, Sfântul Francis de Assisi și alții care vorbeau cu florile, vorbeau cu păsările, zici că zurli, nu zurli, de frate, deloc. Majoritatea colindelor, se reașezau în starea de normalitate, pe platforma aia în care lucrurile sunt firești. Tu cu mine, tu mă recunoști, naturo. Eu te recunosc că trebuie să... Într-un fel, colindul reedita experiența din timpul anului. Fie experiența pastorală, fie o experiență de viață, fie o experiență de seceriș, de-aia am găsit noi frumoasele colinde ale noastre legate de seceriș, colindele de fată, colindele de fecior, colindele de robie, cum a fost acel colind al meu cu merg, boierii, cu boii și cu fata care e trimisă, este dată în acel tribut pe care îl plăteam noi turcilor, da, că tot a fost serialul Suleiman la modă și chiar am sesizat odată când Gheaurul de Petru Rareș nu a trimis la timp tributul, nu a trimis nici mierea, nu a trimis nici grânele și a zis cu asta. Furindu-l. Da. 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 Adrian, de unde ai învățat colinda asta? De la mami. De la mami? Da. La tata colindă? Sau cine știe colindele în casa acolo la voi? Mama? Da. Mama. Ea e păstrătoarea tradiției, ea-i lada de zeste, să Adrian, spunem. Adrian, vreau să te întreb și eu ce voi v-ați făcut așa grup de colindători. Cu cine mergi tu de Crăciun la colindat? Cu colegii. Cu colegii. Merg și fetele cu voi sau numai băieții? Doar băieții. Da. Normal. Da. Uite un obicei păstrat cum se cuvine, pentru că... Ceatărea de ficiori. Da, niciodată. Fetele așteptau, da, cu sarmale. Fetele și femeile nu au colindat. Da. Au colindat, da, doar copiii, feciorii, după care oamenii maturi, bărbații, da, satului, iar fetele într-adevăr erau acasă și așteptau la fel și mamele, soțiile, așteptau colindătorii. Și la zile mari, la anii și acum...
La microfon, dacă nu vorbiți la microfon, deci, luați microfonul. Mari, la anul, nici acum, deci nu-i voie să meargă fetele prima dată să intre în casă. Deci prima dată trebuie să intre un băiat. Țin minte, în urmă cu câțiva ani, trăia și mama, a venit o vecină la noi, o fătucă din vecin. Efectiv, a întors-o din poartă. A întors-o din poartă și a zis, tu nu ai ce zni la noi. Deocamdată. Da. Prima dată trebuie să intre un bărbat, un fecior, da. Să fie un fecior frumos ca să... Fertilitatea. Da, și viitorul genere să arate tot frumos, sigur, e un ritual, un simbol de fertilitate. La noi mai persistă, deci obiceiul ăsta mai există. Bun, Maria, tu l-ai învățat pe Adrian Colinda asta, am înțeles de la el că tu ești cea care, mă rog, cumva ești mai conectată la ceea ce a însemnat tradiția și folclorică și de Crăciun în familia voastră. Păi dacă nu-l învață tata, înseamnă că tata nu prea știe colinde. Mai umblă la colindat soțul tău? Mai umblă, dar nu. Asta că știe de frică, nu? Normal. Motivul este altul, pentru că doamna iubește muzica, chiar are voce și mărturisea acum în pauza noastră de publicitate că și-a dorit foarte mult să cânte și mai poartă încă în suflet. De ce ar fi să ne cânți ceva? Noi cânți ceva? Păi da, o colindă, vă colindă, o colindă, pentru că-i post. Păi ia colindă-ne o colindă, uite, de acolo de unde ești, nu trebuie să te ridici neapărat, da? E ok? E ok și hai să te ascultăm odată, da. Pentru că tot îți place să cânti, sigur, să doinești, da, și așa, da, mai departe. Da. Prin cean munte sosui tu, hoi lilinu, iară linu, mândră curteozu grăzitu. Cu fărătață s-o întâlnitu, hoi lilinu, iară linu, că tăieia și-o grăitu. Care din voi s-ar aflare, hoi lilinu, iară linu, să margă la Baia Mare. După ptită, după sare, hoi lilinu, iară linu, după colbi cel mai tare. Niciunul nu s-o aflatu, hoi lilinu, iară linu, numai lupin te-a fărătatu. Merioi pintio, merioi eu, hoi lilinu, iară linu, de-mi da murguțul tău. Murguțul tău cel de vântu, hoi lilinu, iară linu, cu coama până-n pământu. Pintea calui ilodatu, hoi lilinu, iară linu, și la baia o plecatu. Și-n loc să cumpere sare, hoi lilinu, iară linu, pe pintea-l făcu vânzare. Să rămână, Maria. Păi așa, ești născută să cânți. Nu știu, cred că așa se alină oamenii, cred că așa... Nu știu cât de... Eu moștenesc pe mama, să știți. Mama o cânta foarte frumos. Și v-am zis, de când am fost cocoană mică, meream la fân, meream a săpa. Toată lumea știe că horepă când măria lui Adam. Eram la fân, deci întorceam fân, greblam și horem cât putem. Aici, scuzați-mă, cam emoții. E un colind tulburător, e pintea în colind, e prima oară când îl aud. Da, deci un colind foarte, foarte vechi. Eu, străbunicul meu l-a colindat. Deci un colind foarte, foarte vechi. Și l-ați păstrat așa cu sfinții, dar să mai cântă în sat? Adică sigur că da, să știți că, oameni, să știți că bătrânii, deci bătrânii satului, preferă colindul pintea în munte sosuitul. Deci sunt bătrâni care plâng. Pentru că e un colind un pic mai greu și copiii sunt care îl colindă, știți?
Dar sunt care, zicea, e greu și mai lung și asta, asta este. Doamna Maria, uitați, eu cu Dino o să venim să vă colindăm. Da. Ne primiți în casă, vă colindăm din curte, ne vă colindăm la fereastră. Așa. Am intrat în casă. Așa. Se colindă și gazda în casă? Are gazda un colind? Nu, deci nu. Să colindă afară, să teamă în casă și după aceea să o mine cu tăfeliu. Deci nu, gazda nu colindă. Bine că poate că depinde și de gazdă, iar îți zic chiar mă întorc, depinde și de gazdă. Poate este gazdă care vrea să colinde. De exemplu, am fost la colindat undeva în Bihor și se știa fiecare casă avea un colind anume, un colind preferat. Și feciorii care repetau în zilele premergătoare Crăciunului, când ajungeau acolo în casă, așteptau să fie și ei colindați la rândul lor de gazdă, împreună cu ceata de colindători, acea colindă a casei, care știa că-i colindă ce place deci gazdei. La noi nu. În definitiv, e o colindă a casei dumneavoastră. Asta. Sigur că da. Ce faină expresie pentru a te răzgândi. Iară zic, iară mă întorc. Adică, băi, e un drum. A spune înseamnă că ai bătătorit un drum, că ai făcut un parcurs, iar acel parcurs te costă. Dacă nu l-ai făcut bine, trebuie să te întorci în dărăt, să revii la... Și îmi place cum a spus, când eram cocoană mică. Cocoană mică, da. Referitor la ceea ce vorbiți dumneavoastră despre colind, la noi încă mai persistă cântecele. Deci neamurile mari au cântecul lor, deci un cântec al lor aparte. Deci încă mai persistă. Este într-un fel cam același lucru. Nu e colind, dar este cântec. Da, de exemplu la Leordina, că soțul meu e de-a lui Mălăieriu. Și spune așa, este cântecul mălăierilor. Și da. Așa zic. Deci cum îl alocau cântecul ăla? Pe ce principii, pe ce criterii? Deci, de cântecul lui Mălăiele și avea neam, pe neam mergea. Deci fiecare neam avea, bineînțeles, care erau mai... Era un fel de istoria familiei versificată, da? Da, și aveau cântecul lor și melodia era a lor. Deci când intra, de exemplu, mergeau cetierași în casă de sărbători, începeau să-i cânte melodia respectivă, pentru că știa că aia e melodia mălăierilor. Vedeți, fraților, asta înseamnă manualitate în cadrul ăla pe care l-a zis, acum a strâns așa cu această fetiță nemaipomenită care încerca să introducă ce? Capătul unui fir de ață prin urechile acului. Imaginați-vă Camila, da? Imaginați-vă Camila cum va intra prin urechile acului sau bogatul în împărăția cerurilor. Bogată ești atunci când din ceea ce ai împărtășești și celuilalt. Când din ceea ce ai ca zestre de suflet și astă seară vedeți niște oameni foarte bine înzestrați sufletește pentru că vin cu memoria străbunilor foarte proaspătă în minte și ne o prezintă și nouă, e o formă de a ne împărtăși unii de ceilalți. În felul ăsta e singurul fel, de fapt, în care te poți îmbogăți în această lume. Cum? Punându-te, investindu-te întotdeauna în celălalt, nu în conturi la bancă, nu în tot felul de afaceri care cu siguranță nu-ți vor aduce fericirea, ci doar iluzia acesteia. Și să știți că omul în general în viață nu este cruțat să nu se întâlnească față în față cu realitatea. Iluzia aia te ține o vreme și după aia vezi cum se deșiră, cum se destramă și îți dai seama că ești extrem de sărac. Pentru că dacă nu încerci să te îmbogățești în celălalt și în Dumnezeu, e foarte greu să te, nu știu, să te lauzi sau să-ți țină de saț ceea ce poți tu dobândi în această lume. Pauză de publicitate, da? Da? Nu. Pauză de publicitate după ce fratele nostru Ovidiu ne mai întoarce și el darul primit de la maramureșeni, întoarce un alt dar lor și dumneavoastră celor de acasă. Jos și mai în jos florile d'albe, colorit-o cel frumos. Nu știu ceață-i ori verdeață florile d'albe, ori o turmă de oi creață. Păcurarul-i sfântul soare florile d'albe,
sorusa ce măi mare, sorusa din grai grăiere, florile d'albe, bate frate turmare coace. Că vremuri de ploaie vinu florile d'albe, că vremuri de ploaie vinu. Aceia nu sunt nori florile d'albe, că țâsâie pe țâtor. Vin la mine cer pătine florile d'albe, să te dau de lângă mine. Nimerim la este-o-n bună drăguleană, dar ne ține mult în drum, o, că dragă mie. Este-o-n bună, dar nu-i acasă drăguleană, că-i pleca de dimineață, o, că dragă mie. Că-i încodru după fată drăguleană, că-i încodru după fată, o, că dragă mie. Da, i-a dus cum o mă duce drăguleană, da, i-a dus cum o mă duce, o, că dragă mie. Compătuți pe lângă lună drăguleană, cu mâna-n plechin cu nună, o, că dragă mie. Da, cu nuna cu i-om da drăguleană, i-om da fechid eu vreau, o, că dragă mie. Să margă la cununie drăguleană, să-i fie de bucurie, o, că dragă mie. Lua tu s-o Maica Sfântă, lua tu s-o Maica Sfântă, tăt pără pără în jos, și și-o pus iuțu jos, și și-o pus iuțu jos, să se spele pe obraz. Până Maica s-o spălat, până Maica s-o spălat, siul la cer s-o înălțat. E de-acolo s-o luat, e de-acolo s-o luat, tăt pălin și păpelin. Păr de aur despletind, păr de aur despletind, păr tăți îngerii întrebând. Îngerii lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu, n-ați văzut siuțul meu? Noi poate că l-am văzut, noi poate că l-am văzut, bine nu l-am cunoscut. Pututul ați voi cunoaște, pututul ați voi cunoaște, cam eu siu-i cunoscut. Cu-n veșmânt până-n pământ, cu-n veșmânt
hotărât. Mai e sus pe la mâneci, mai e sus pe la mâneci, scrisă Sfinte Duminici. Mai e jos pe la chetori, mai în jos pe la chetori, scrisă Sfinte Sărbători. Pe fața obrazului, pe fața obrazului, scrisă e raza soarelui. Da, mulțumesc din suflet Mariei, doamnei profesor Ileana, vouă celor de la Vălen, pentru că ne faceți o asemenea declarație. Din punctul meu de vedere, ce ați făcut astă seară și cu alte dăți, cu alte prilejuri, nu e altceva decât o declarație de dragoste. O declarație de dragoste pentru cei care ne ascultă, o declarație de dragoste pentru strămoșii voștri, strămoșii noștri. Și iată cât de frumos, Ovidiule, cât de frumos și cât de cu semnificație e tot ce țăranul român făcea. Eu am aflat nu de multă vreme povestea ei. O poveste în care pe la mâneci, cum ziceați voi? Pe la mâneci scrisă Sfinte Duminici. Și da, mâneci, da, sigur că da. Aha. Deci și pe Ie, tot ce se însăila acolo era o poveste, avea o semnificație, spunea despre statutul tău social, spunea despre tine dacă ești fată măritată sau nemăritată, despre dacă ai copii sau nu ai copii. Deci, cum să spun eu, oamenii erau la vedere. Iată ce frumos au făcut veșmânt Domnului Mântuitorului. Da, e o poveste firească în care parcă totul este pus la locul lui și nimic nu este în plus și nimic nu lipsește. Dar ce frumoasă a fost imaginea. Iisus Hristos, Iisus Hristos în îmbrăcat într-o haină sau într-un veșmânt, cum să spun eu, țesut, cusut, țesut de maramureșeni, așa cum au înțeles ei că iar sta bine lui Iisus între... Da, maramureșenii din Veleni ne-au dat o lecție frumoasă în seara asta. Nici nu trebuie să te uiți afară, nu trebuie să fie cadrul ăla fastuos, ci să te uiți în sufletul tău. Ci citindu-ți sufletul, cu ochii copilăriei, pentru că cât de frumos sunt copiii în straile populare, cântând ceea ce s-a păstrat în tradiție, în colind, nu mai este nimic de pus în loc, ci ceea ce e firesc. Vreau să vă spun că noi avem un colectiv la școala noastră, la Văleni, foarte unit. Deci suntem aproape toți, suntem localnici. Și... toți luptăm pentru păstrarea acestei tradiții. Enorm de mult luptăm, nici nu vă puteți imagina. Dar luptați împotriva cui? Cu cine luptați, deci, doamna profesor? Deci împotriva modernismului. Deci luptăm, așa ținem efectiv, cum s-ar spune în termen popular, ținem cu dinții de tradiția și de obiceiurile și de datinile neamului nostru. Pentru că numai prin asta noi putem să ne etalăm, putem să ne punem în valoare tot ce avem frumos. Deci altfel nu am fi noi. Și în felul ăsta astăzi mă gândeam la un lucru care mi s-a părut așa, mi-a venit și am zis, măi, uite ce gând frumos. Tot ce are România în patrimoniu UNESCO, patrimoniu mondial, e colindat, casă maramureșană, biserici de lemn, toate sunt produsul spiritului țărănesc, a țăranului român. N-am intrat cu Casa Poporului în UNESCO. Am intrat cu casa aia modestă de lemn, cu biserica, cu IA, uite ce a făcut țăranul român. Bă, avem țăran de UNESCO. Ăsta e țăranul român. Asta e valoarea țăranului român, de UNESCO, de patrimoniu mondial. Și mai există așa un spirit de întreajutorare. Deci vreau să vă dau un exemplu. Eu azi am avut ore la Călinești, iar la Văleni, copiii sunt de la școala Văleni, un coleg de-al meu s-a dus și a făcut repetiție cu ei. Petrică Gogea, Petrică, Dumnezeu să-ți dea sănătate și tot binele din lume, la cei doi copii și ție și la familia ta, s-a oferit să facă repetiție cu ei. Vă dați seama. Ileana, stai liniștită tu la Călinești la școală, să nu lipsești,
și eu o să mă ocup de copii să fac repetiție. De-aia, Dinu, cu ceva vreme în urmă, când îți spuneam eu că dacă ar fi să aleg între un profesor universitar din București, cu tot respectul, și sufletul unui țăran din Maramureș, eu mă simt mult mai aproape de sufletul țăranului. Păi ce, că omul simplu îl vede pe Dumnezeu, știi? Omul nu care se complică, ușa la noi. Deci nu, la noi nu se închid ușile. Cum adică nu se închid deci, ușile? Deci bine așa, deci pleci, pui mătura în ușă și te-ai dus. Deci nu ni frică așa să ne fie frică de hoți, de oameni, așa. Nu, nu avem încă frica aceea, nu, o pătruns așa de tare modernismul la noi, vă spun. Dar vă suntem paște, niște oameni e la, cinstiți. E la marginea satului, nu? Poftim? E la marginea satului, modernismul. Da, da, ne batem poartă. Deci la marginea satului, da, ne batem poartă. Și aia vreau să spun că eu mă bucur efectiv când modernismul nu a pătruns la noi așa de repede, pentru că de la Revoluție încoace a început să intre modernismul și la noi. Merge femeia pe șosea și mă gândesc, ce face femeia aceea? Că vorbește singură, cum vorbeați dumneavoastră adineauri. Și când colo, ce să vezi? Telefonul era băgat sub... Năframă. Da, sub pânzătură, era legată în cap. Ok, se duce pe șosea, n-are nicio problemă. Ea vorbește singură. Bă, asta e bolnavă sau ce Dumnezeu să te... Sau mulge vaca. Telefonul la ureche, acolo strage baticul peste el și vorbește. Deci la noi e modern. Deci, doamna Ileana, doamna Maria, ceea ce a cântat dumneavoastră, colindele din seara asta, colindul acelea lui Pintea, este mai frumos decât orice, orice videoclip. De unde e Pintea de fel? Da, din Măgoara, așa, din Ardeal. Și asta vară. Nici de acolo nu-i. Că din... Sânul codrului. Așa vreau. Este mai frumos decât orice videoclip care avea nu știu câte zeci de mii de accesări pe vreun post sau vreun site de specialitate. Este mult mai curat, este mult mai frumos, este mult mai sincer și este de acolo. Da. Acolo vă regăsiți dumneavoastră. Dacă nu vă grăbiți tare, doamna Ileana, cu să, cum să spun eu, să urcați în trenul ăsta al modernismului, s-ar putea să, să nu-l mai apucați. În ce sens? Pentru că foarte mulți din cei care au crezut că modernismul e soluția și e varianta dorită de toată lumea, i-au constatat între timp eșecul, i-au constatat între timp slăbiciunile și de asta zic că s-ar putea să nu mai trebuiască să facem pașii ăia. Pentru că dacă am fi cu ochii deschiși larg la lume, am constatat că ceea ce aduceți voi ca valoare de patrimoniu până la urmă, da, ar trebui să te facă să te simți, cum să spun eu, mai cu plusuri. Ca semnul crucii, până la urmă, e un plus, știi? Lumea se ferește de el, de obicei. Și că sunteți în avantaj în raport cu cei care sunt, să spunem, prizonieri ai modernității. O modernitate care ce face în general? Nivelează. Îi îmbracă în uniforme pătăți. La oraș tăți la fel. Păcând, uite, la voi în sat sunteți într-un fel îmbrăcați, în alt sat vecin sunt în alt fel îmbrăcați. Eu sunt supărată că nu știm să punem în valoare ce avem noi. Nu, sunt, să știți că sunt supărată. Pentru că nu știm să ne etalăm așa tradițiile și ce avem noi atât de frumos. Sunt foarte supărată. Sunt necăjită. M-aș bucura, v-am zis odată, că așa să se construiască, să facă un zid efectiv și să rămânem acolo. Țineți mai aproape microfonul. Ne schimbați. Deci poate așa am mai avea vreo Dar cine scăpare. Ar trebui să vă țină, să spunem, în loc? Știți, noastră, fiecare popor își merită conducătorul. Deci ne-ar trebui să avem un om care să știe totul. Adică cum să știe totul? Deci un om, oricât de providențial ar fi, nu poate să știe totul. Da. Să fie din toate punctele de vedere, pentru că noi prin asta ne remarcăm mai ales românii noștri. Vedeți, noastră, câte cântece sunt și la Hora și peste. Niciun popor dintre toate popoarele lumii nu are ce avem noi. E adevărat? La capitolul cântare populară, deci, poate că dacă e și adevărat, dar vreau să vă mai spun ceva. Sufletul românului deosebit. Ceea ce mă doare pe mine. Nu știu de ce, cred că e o modă devenită aproape boală în care fie ce țăran vrea neapărat să ajungă la televizor. Preferă să nu muncească, preferă să uite de muncile câmpului, să uite de tradiția din satul lui, dar el să apară la televizor. Parcă, nu știu, ne dorim mai mult imaginea aia în fața televizorului stând decât munca acasă, pentru că, știți, țăranul n-a muncit pentru televizor. Țăranul a muncit pentru binele lui, pentru comunitate, pentru sat.
să facă ceva, să producă, când vine cineva, să aibă cu ce se mândri. Este foarte adevărat că asta trebuie promovate, valorile astea. Dar ce vedem acum pe televiziuni? Țăranul și din vârful satului, și din vale, și din mijlocul orașului, toată ziua este la televizor. Parcă nu mai avem țăran care să muncească. Ovidiu, 6 ore media de privit la televizor la români, pe zi. E un loc de muncă, mă. 6 ore, cum să spun eu, e un job. Te duci și muncești 6 ore și îți câștigi pâinea. Ori ei își consumă pâinea stând în fața televizorului și uitându-se evident la tot felul de prostioare, pentru că dacă am avea o presă de calitate în România care să, nu știu, să mobilizeze oamenii, să le dea orizont, să înțeleagă că, bă, poți să devii propriul tău stăpân, nu să-i antagonizeze mereu. În fiecare zi să prezintă la televizor ceva cu care tu simți nevoia să intri în conflict, chiar dacă de acasă e printre dinți așa strecori o înjurătură măcar la adresa vreunuia sau pactizezi cu un altul. Media cea mai mare în Europa. Diminețile noastre sunt tulburate de toate dezbaterile din zilele precedente. Suntem atât de tulburați încât nu mai știm nici să ne găsim identitate, nici să avem repere, nici să discernem binele și răul. Este așa un mare tăvălug în care ne lipsesc valorile. 4 televiziuni azi dimineață transmiteau, domnule, mare lucru. Noul guvern, investirea noului guvern al României cu noi miniștri, ca și când, bă, uite, în sfârșit avem soluții, bă. Au venit niște oameni de stat fantastici și de acum încolo se îndreaptă lucrurile. 4 televiziuni se ocupau cu aceeași problemă. În loc vreau să o întreb pe doamna Ileana. Eu vă admir zbaterea, doamna Maria, pentru ce faceți. Ați venit la Cluj cu copiii. Vă ajută cineva acolo în sat? Primul ajutor acolo trebuie să fie. Deci doar colegii mei de la școală. Deci spun suflet. Și eu, noi dorim așa să îmbinăm munca cu învățătura. Și vreau să vă spun că copilul nostru de la țară, eu nu aș putea să-l compar cu un copil de la oraș. Și mă rog. Pe lângă faptul că copilul nostru învață, deci avem copii eminenți, avem copii foarte buni, mai și muncesc. Asta e o chestie foarte frumoasă. Deci intră în graj la văcuță, mai rânea, mai dă, mai se ocupă, are un mieluc, mai își adună niște iepurași, mai nu știu ce. Deci are încă o preocupare în plus. Asta e un lucru îmbucurător. Să nu-l comparați niciodată cu unul de la oraș. Nu, sincer vă spun, copiii mei au crescut la sat, toți 3. Dar vreau să vă spun, când vin acasă muncesc, pun mâna pe drujbă, pe coasă, pe ce trebuie și muncesc. Asta e adevărul. Și spune lumea, măi, doamnă, da, păi prunci aceia, păi prunci de doctor, cum îi pui dumneata să lucre? Dar simt ei, simt ei nevoia. De exemplu, săptămâna trecută a venit mijlociu, e licențiat, o terminat medicina, a văzut că, mă scuzați acum, în graj de niște podiale acolo. Microfonul mai aproape, doamna Ileana. A venit și le-a pus mânuța și le-a făcut. Bogdanel, te pup și te iubesc. Am aici 2 ortaci lângă mine, da. Și acum eu chiar că sunt invidios. Spune-mi, ce lucrezi, ce e lemnul ăsta, scândura asta? O sculptare. Am văzut că ai sculptat, e o frunză, un... Două frunze, 2 ghinzi și o creangă. Da, de unde? Tu ai venit cu el de acasă? Da. Și îl folosești acasă, lucrezi și acasă la el? Da. Aveți... Întrebați-l ce note are. Întrebați-l ce note are. De 10. La toate materiile? Mămica ta unde lucrează? În Bârsana, la profesoare de română. La... Așa. Profesoare de română. Da. Tăticu? Polițist, la Baia Mare. De 2 zile. Admirabil. La activitățile practice, mai sunt activități practice? Dar cine v-a învățat? Nu sunt activități practice. Să știți că eu la ora de dirigenție așa mai băgam la fetițele mele, că am aici câteva fetițe din clasă, în clasa 7-a, sunt dirigintă și chiar le-am învățat. Să coasă, să împletească, să amuzau ele, veneau așa cu lucruri și să amuzau, să uitau așa și mai treceau la tabletă, mai la telefon, mai nu știu, n-a nimic, nici o mișcare, acolo facem treabă. Mai să înțăpau, mai nu știu, doamna dirigintă, nu, lasă, că și eu, cândva și eu am fost așa ca și voi. Da. Și, de exemplu, acum zic, mă, ce vrei să faci tu acolo, că a venit cu pânza, Emma, a venit cu pânza, deci nu nedesenată, necroită. Cu sunt nimică. Și lăsați că voi coasă ceea ce am învățat de la dumneavoastră. E adevărat, Emma? Dar unde ați învățat voi să faceți sculptură?
Eu am învățat să sculptez de la bunicul. De la bunicul tău? Da. Bunicul tău mai trăiește? Da. Mai trăiește. Și lucrează în lemn? Da. Face porți, face tot felul de lucruri? Da, avem o poartă toată sculptată din lemn și dacă așa aș vrea să o țin tot așa cum este până voi fi eu bătrân. Doamne ajută! Și dacă se rupe, Adelin, așa să... O voi face. O vei face așa, la loc. O vei reface. Spune-mi, cum te-ai apropiat tu de sculptura asta? Ți-a zis și ceva, ți-a plăcut ție? Ai furat așa, ai tras cu ochiul pe furiș? Am văzut la bunicu și mi-a plăcut. Și ți-a dat bunicul așa și zis, o daltă în mână și o zis, ia, încearcă și tu. Da. La început mai simplu, mai... La început un pic mai greu. Mai greu? Da. Bravo, da. Evoluezi frumos, scultezi frumos. Bun, Ovidiu. Da. Dacă tot ți-a răspuns ceva, la întrebări, sculptură de colind. O sculptează și tu puțin așa în sunete și în tradiția românească și mai oferim o colindă, după aceea luăm pauza de publicitate, ultima în această seară și revenim cu maramureșenii noștri frumoși din... prezenți aici. Noi în seara sub un plop, plop cu frunză de-a
deasă jos pe papajiște, să la lasă le ruida. Plopu fru, frunzaș clăchina, n-are pace mamaica, nu-și afla aflare le ruida. Tulvura arată maica sfânt, sfântă din graiu, iuașe cu vântă le ruida. Plopule lenie îndurara, tu fii de astăzi blăstă, mama tu le ruida. Și de mimine pe pământul și de tu Dumnezeu cel sfânt, sfântul le ruida. Frunza ta, ta să n-aibă sta stare cât îi zbată să cade furtutună și pe vreme ce mai bubună le ruida. Îi sara Crăciunului și zemea umblatului, asta-i sara sărilor, bucuria pruncilor, asta-i sara sărilor, bucuria pruncilor. Dă-l băgăm colindan ca să dă-l doian să ne-o pălească, asta-i sara. Da, mulțumim frumos, dați-ne microfonul. Mulțumim tare mult pentru colindă. E foarte frumos textul ăsta, și anume, dă un microfon mai departe, video. Asta e sara sărilor, bucuria pruncilor. Culmea e că nu numai pruncii, nu e numai bucuria pruncilor, că e bucuria tuturor, bucuria adulților, bucuria bunicilor, bucuria părinților, bucuria absolută a tuturor. Însă e un adevăr acolo în cuvântul ăla, că e bucuria pruncilor, pentru că întotdeauna atunci când te apropii de sărbători, când te apropii de Dumnezeu, n-ai cum să-L vezi nici pe Dumnezeu dacă n-ai curat cu inima, dacă n-ai inima aia de copil, dacă nu revii la stadiul ăla de prunc și tu. De aceea, eu mereu fac apel la, când vorbesc de sărbători, la starea de copilărie. Pentru că starea de copilărie înseamnă nevinovăție, înseamnă deschidere spre bucuria oricărui moment dintr-o noapte magică de Crăciun. Când ești adult, când ești mai așa, bă, parcă, cum să spun eu, te lași pradă gândurilor, grijilor celor lumești, știi? Și mai este o bucurie. Bucuria de copil este bucuria de dincolo, de ușă. Bucuria de părinte, bucuria de adult, este bucuria de dincoace. Adică când primești colindătorii. Și pentru că ne-ai primit, Dinu, în seara asta la tine, te-am colindat, să-ți mai facem o mică mulțumire, să fii gazdă sănătoasă, să plătești colinda noastră,
să le dai multe parale, că le-ai mâncat din sarmale, părinte să nu te miri, să dai 10 pomeniri și de ți se pare mult, una la doamna tăut, să-i plătești pe moroșeni, ciocolindat din Velen. Amin, să rămână. Bravo, Ovidiu. Da, mă, așa e, când are omul mintea, nu stă un pic, nu-i se odihnește un pic mintea, normal că îi puiește capul tot felul de... Și eu de... să învăț un colind pe mămici, să le spun așa, micuți, pentru da, copilașii micuți. Da. Colindiță cu codiță, halbă ochii la poliță, este un cârnaț, un colac și un cârnaț, scoală gazdă și mi-l dați. De mi-e-ți da, de nu mi-e-ți da, că mi-e scurtă gubuța și mă chem cu ingheța. Pui că neagră stă-ntolabă, mie doi colaci întreabă și un pahar de băutură că mi-e tare frig la gură. Deci sunt niște colinde care sunt pentru copii micuți de grădiniță. Da, și haioasă, cu umor. Așa tu... că, dragi părinți din România, învățați-vă copilașii aceste două frumoase colinde și mergeți la colindat cu ei. Să vedeți ce primiți, cârnați și pozonați. Adevărul că noi am primit și colinde, am primit și de legurii. Ne-am desfătat în pauze, dragii mei, dacă transmiteam și în pauze felul în care ne-am înghesuit pe lângă oalele de lut aduse din Maramureș cu sarmale în ele, v-am fi zmintit și pe dumneavoastră, v-am fi stricat postul, că mărturisesc că na, le-au făcut așa ca în noaptea de Crăciun, să fie pe masă cu cărniță, cu cârnați în ele, cu toate... Sunt și cu ciuperci într-o oală din asta de lut. Deci sunt sarmale cu ciuperci. Și cu ciuperci, da. Am constatat că fără cârnați. Fără cârnați, da. Am amestecat oalele și a rezultat până la urmă ciuperci cu cârnați. Adică post cu de dulce. Am știut că nu o să veniți la noi în Maramureș să ne colindați și de aceea ne-am permis să fim așa toți împreună. La... Acum dumneavoastră ne primiți cam seară de seară acolo în Maramureș, de unde veniți, pentru că de acolo ne-am împrietenit noi, ca să înțeleagă lumea, pentru că vă uitați la canalul Agro TV și anul trecut am avut o plăcere, Ovidiu, deosebită să o aud pe doamna Ileana intrând pe telefon în direct cu noi și spunând, uite, pot să vă colind și eu? Din Maramureș și vreau și eu să vă colind, uite, prin telefon. Și ne-a colindat încât am rămas așa, mască, și am spus, doamne, dar nu vreți să ne colindați aici, la Evia? Și a spus, când doriți, atunci vin. Haideți miercuri. Și a doua zi, mă rog, s-a prezentat cu o ceată. Și domnul Ovidiu. A fost la noi, a fost și el. Da, ne-am întâlnit atunci la emisiune. Da. Nu-i puțin lucru să vii din Maramureș și anul trecut cu grupul de colindători, a fost adulții. Acum, da. Iată grupul. Și acum vreau să vă spun că mi-a fost foarte greu cu copilașii. Oricum, astăzi au fost la ore. Deci mâine au școală. Au fost la ore, după aceea au plecat acasă. Satul este dispersat. Chiar aveam o lecție la istorie cu sat răsfirat, dispersat, casele. Și, deci al nostru este dispersat. Așa, pe toate vârfurile de dealuri s-au adunat, săraci au venit cum au putut și au avut grijă de culoarea asta de albul ăsta imaculat ca să nu-l murdărească. Și uite că totuși am răspuns afirmativ la invitația dumneavoastră. Doamna Ileana, n-a fost numai un colind astăseară, ci a fost o lecție despre colind. Dragilor, câți din satele ardelene, să spunem numai satele ardelene, puteți să faceți o ceată de colindători și să veniți să colindați la Agro TV? Pentru că înainte de a ajunge colindător aici, e munca cea care nu se vede încă. Este un post care tare mult îl îndrăgesc. Și mai ales, părintele este un om... N-am cuvinte. Poartă ochelari, doamna Ileana, astăzi seara, nu știu de aceea mă apreciază în felul părinte, ăsta, știți? Da, dintotdeauna așa aveți un dar de a povesti, sunteți un talent înnăscut și aveți o cultură vastă și să știți... Vă rog să nu mă faceți să roșesc, că port barbă și nu se vede, am roșit. Sunteți omul care cunoașteți totul, și binele și rău. Nu știu, familia de unde ați provenit, probabil și asta are 50% familie de țărani influență, dar vreau să vă spun că sunteți un om de o altă ținută, nu? Știți puțini oameni să nască așa dumneavoastră. Nu vreau să vă plapez. Eu sunt lăjan, știți, și mă obligă o memorie al lui Iuliu Maniu, al lui Corneliu Coposu, al lui altora care au ridicat, să zic așa, parcă ungeți sus sufletele, rănile așa a oamenilor dumneavoastră când începe să povestiți. Indiferent ce povestiți, da, de agricultură, despre cultură, despre indiferent ce povestiți, deci parcă dumneavoastră aplanați așa totul le aduceți la un nivel, la orizontală. Așa de frumos povestiți. Păi înseamnă că le dau de pământ. Eu aș fi vrut să le pun pe verticală ca să mai cațără lumea așa, să mai vadă. Când te urci un pic așa pe scară, cum au făcut copiii ăștia, scărița aia cu fuștei, începi să vezi altfel lumea de pe primul fuștel, de pe al doilea și mai
panoramez și mai bine și tot așa. Aveți un suflet nobil. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc din suflet, copii, vă mulțumesc tare mult că ați bine voi să veniți să vă osteniți tot drumul până la Cluj, să fiți în această seară împreună cu toți românii din țară care se uită la noi și cu cei din afara României care se uită de asemenea la noi în clipa asta. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc doamna profesor, mulțumesc din suflet că ați... Sunteți un prieten bun al nostru și faceți până la urmă împreună cu mine și împreună cu colegii mei demersul ăla pe care vrem să îl, nu știu, să-l edificăm până la urmă în sufletul oamenilor, și anume că se poate, că nu suntem neam de slugi, ci suntem neam de domni, suntem neam din os domnesc și că trebuie să ne ținem spatele drept, da, în fața oricui întotdeauna. Oricând vii îmbrăcat așa, și hainele te țin, că mai povesteam cu niște maramuri, nu te poți mișca oricum, nu te poți îndoi și a pleca cum vrei. Trebuie să stai nealcoș, trebuie să stai mândru, trebuie să stai fain. Da, e și o virtute a costumului, a hainelor, care trebuie purtate. Îți vezi minte. Da, îți vezi minte. Trebuie purtate exact într-un anumit cele ale preotului, așa și hainele pe care le poartă maramureșenii, sunt vezi minte. Ca să vă mai mulțumim într-un anumit fel, nu știu cum să mai fac, o să-l rog pe Ovidiu să vă mulțumească încă o dată. Eu am el, să vă mulțumesc dumneavoastră, doamna profesoară, doamna Maria, copiilor, printr-un cântec. Este o poveste de viață. Țineți minte, o să cereți de la viață, o să cereți de la Dumnezeu multe. Când sunteți copii, jocurile copilăriei, apoi noroc, apoi dragoste. O să primiți în viață și ascultați povestea din cântec. Cam atât, fraților, pentru această seară. Mâine seară ne revedem din nou pentru ultima ediție din acest an. Cele bune, Doamne ajută! Viață greu, m-am rugat la Dumnezeu. Doamne, știu că-s muritor, dă-ntă-te la vremea lor. Doamne, știu că-s muritor, dă-ntă-te la vremea lor. Cât-s copilul mamii, nu-mi trebuie bunul lumii. Nu-mi da banii ce avuție, dă-mi numai copilărie. Nu-mi da banii ce avuție, dă-mi numai copilărie. Și Doamne Fecior, la casa părinților, dă-mi dor de mamă și tată, și din sat de cât e o fată. Dă-mi dor de mamă și tată, și din sat de cât e o fată. Cer altă mulțumire, dar mama să mă vadă mire, să-l văd bucuros pe tata, când nepoți deschide poarta. Să-l văd bucuros pe tata, când nepoți deschide poarta. Ce i-am cerut, dar nu le-o dat când am vrut. Mi-o dat
odată ce-o trebuie, să mă bucur cât e un pic. Mi-odată ce i-am cerut, dar nu le-o da când am vrut. Mi-odată ce-o trebuie, să mă bucur cât e un pic.